Andra este din Călăraș, în luna răsfățului s-a înscris la noi pe site și m-a impresionat pentru că a zis că merită să fie răsfățată pentru că își încarcă umerii deja tensionați cu problemele celor din jur. Andra, bună dimineața! Bună dimineața! Dar câți ani ai, Andra? 23. Ha! Vai de capul meu! Păi și ce probleme ai adunat la 23? Cine-ți stă pe cap? Cine-ți stă pe umeri? Nu neapărat o persoană anume sau cei care îmi sunt apropiați, ci pur și simplu mergând pe stradă, mă încarc problemele oamenilor și cumva ești le magnet. Acumulez. Magnet de probleme. Da, de energie negativă, dar încerc să o transform în bucurii și astfel să eman și eu o stare bună și să-i înveselesc pe cei din jurul meu, să le înselinez zilele. Ce-o fi la Călăraș acolo? Mergi pe stradă, iei problemele oamenilor. Lasă, dragă. Sunt la București. A, ești din Călăraș, dar te-ai mutat la București. Păi, da, studiez aici. Ai venit unde sunt toate problemele, nu trebuia. Ce studiezi? Acum sunt la master la agribusiness în cadrul Facultății de Management și Dezvoltare Rurală de la USMV. Master? Da. Încă o scuză să nu te duci acasă un an, doi, nu? Mă mai răsfăț un pic. Da, nu uita, licență după licență, licență la licență și după aia un MBA. Da... Bine, păi uite, poate te trimitem câteva zile la 5 stele. Sponsorii Taiko Spa sunt pregătiți să facă treaba asta. Dar zi-mi dacă ai avea cu cine să te duci. Da, am cu cine să mă duc. Ai cu cine. Coleg de facultate? Nu. Decan? Glumesc. Decan filme. Uite, dacă toți sunteți doi, atunci vă trimitem, dacă reușești să câștigi, două halate de după masaj, de baie. Lumânări parfumate, ulei de masaj, tot ce trebuie. Dintre voi doi, care se pricepe mai bine să-l răsfețe pe celălalt? Eu. Tu pe celălalt, am înțeles. Faci, da. Faci masaj? Fac și masaj. Dar dacă ar fi să-ți facă el pe plac, cum ar suna o după-amiază de răsfăț? Simplu. O după-amiază de răsfăț și în ceea ce știe să facă cel mai bine, să-mi gătească ceva delicios, să savurăm un vin și să vedem un film. Deci burta plină, gata, am înțeles, bravo, da. Bravo! În sfârșit, oameni care vorbesc serios. Păi uite, nu știi niciodată când prinde videoul ăsta dânsul și poate se mobilizează. În câteva minute de acum jucăm un joc, dacă alege echipa câștigătoare, știi că suntem foarte competitivi la Neața. Ne-ai și luat halatele și lumânărelele. Acum îți punem și o fleică de carne, că nu știi niciodată din ce parte vine răsfățul. Andra este alături de mine, este pe efir, suntem în luna răsfățului, încercăm cu forța să le dăm cadouri telespectatorilor noștri care mai sunt pe acasă, pe care îi prinde măcar un sfert de oră. Andra, trebuie să-mi spui, vrei să joci alături de Ristei și Nicolai, sau alături de Ramona și Răzvan, jucăm beer pong clasic în America. Napăi. Ai. Cu bere. Alături de Ramona și Răzvan. Ramona și Răzvan, nu-ți ascund faptul că pe pauză Ramona a încercat o singură dată la probe și a și băgat. Doamne, Răzvan, jucăm după regulile de beer pong clasice. Da. Sigur că vă va încurca fileul, l-am pus în adins. Fiecare joacă pe partea lui. Ramona, echipa roșie, Florin, echipa albastră. Trebuie ca masa să fie lovită cel puțin o dată, deci nu puteți arunca direct. Da. Apoi mingea poate lovi de ori de câte ori vrea ea masa. Important este să aterizeze în pahar. Puteți avea mai multe mingi în pahar. La sfârșitul, la 90 de secunde, vedem cine are mai multe mingi în paharul lui. Vă rog să vă pregătiți. Și dacă dăm în paharul advers, bineînțeles că dacă dați în paharul advers, număr pentru adversar. Da. Pregătiți. Doamna ales culoarea albastră, nu? Eu zic să jucați toți odată, câte unul, cât să nu vă încurcați, dar să nu treceți de linia de demarcație a mesei. Păi nu, dai tu, dar eu dai. Comunicați între voi. Am mai jucat, dar aveam bere. Este de preferat să aruncați unul dintre voi o bilă și să așteptați apoi colegul vostru ca să ne încurcăm. Că vă încurcați între voi. Dar ca adversarii vă puteți încurca cât vreți. Nu, dai, hai! Noi dăm! 90 de secunde începând de acum, 3, 2, 1 și start! Sunt curios cine bagă primul. Bine că bag la ei, că la noi
stau, sunt într-o parte. Aproape albaștri, dar aproape nimeni la nimeni. Opa, am dat-o pe lângă. Mamă, Nicolae! Normal! Am băgat și la ei. Nu, sunt într-o parte, nu dau bine deloc. 1-0 până acum pentru albastru. Eu țin cu roșu, să știți, Andra, ales roșu. Bine, și un joc de noroc. Da, asta 2-0. E, da, mulțumesc. Cine a băgat? Eu, cine? Nicolae a băgat Nicolae. Peste 2. 2-2 sau 2-1, n-am văzut bine, dar vedem la final. Foarte aproape și roșii. Țineți minte unde ați bătut prima oară. Țineți minte unde ați bătut prima oară. Păi da, ține minte, dar... Mi se pare că stau ciudat. Dezastru. De la o parte pe colegul tău. Băi, deci am luat 6 buze, mă. Bun. 2-2, egal până acum. La scorul ăsta câștigă roșu. 2-2. 3-2 pentru roșu. Am luat avans. 20 de secunde. Foarte aproape roșu să facă 4-2. 4-2 pentru roșu. Am luat avans. Hai, nu, noi doi ne-am lovit la capăt. V-ați lovit la capăt, e bine. Nu mai avem bile. No, recuperați bile, păi ce să vă fac? Ca să don't have bills anymore. Încă o dată a băgat roșu, 5-2 și... Ne-au bănuit o adevărul. Ne-au distrus bale. Bade, lasă pe cineva care se pricepe, te rog eu. Și cineva care vede, ca să nu mergem mai departe de pricepe. Două ați reușit la albastru. Da. Dar primele două. Una, două, trei, patru... 5, 6, 7, 8. Nu ați băgat 8. Cum? Păi nu ne-am atins. Cum ne-am? Ce? Ești crazy? Aici am băgat 2 deodată. Păi a băgat Nicolae 2 la aici. Un scor, da, a băgat Nicolae și la ei. Nu, nu, aici am băgat 2 deodată. Cine-i Țuțu? Cu scorul Andra. Și doamna Maia. Andra. Doamna Maia Morningstar, din filmul Cântarul. Și doamna Anca, dacă mai țin minte. De Ilie Pintilie. Andra, te anunță cu fericire în glas că la mare distanță au câștigat cei din echipa aleasă de tine. Pleacă spre tine. Îl bate și la vestiare, mă. Da. Pleacă spre tine halatele. Halatul. Lumânărelele, uleiul de masaj și poate spune ceva de mâncare dacă iubitul tău gătește. Uite că a meritat să stai acasă pentru noi. Asta este luna răsfățului. Ești și în joc pentru marele premiu. Un weekend în 2 la 5 stele plus în România. Mulțumim tare mult.